Dezbaterea publică a fost susținută la Sebeș, iar prin aceasta, compania Cronospan Sebeș solicită emiterea unei noi autorizații de mediu valabilă pentru următorii 10 ani. Oamenii și-au prezentat nemulțumirile, iar reprezentanții companiei au încercat să demonstreze că acțiunile lor sunt în norme legale. Din 20, cum este măsurat debitul de fluid care iese prin coș? Aveți debit metri la fiecare coș? Aveți, mă rog, alt aparat de măsură să măsoare debitul masiv sau debitul volumic? Nu avem. Nu avem. Deci dumneavoastră puteți să dați în atmosferă cât vreți. Bun. Deci eu zic că trebuie această măsură la fiecare să fie și stabilită limita maximă care poate fi, pentru că atmosfera are o capacitate limitată de autoepurare. Uitați-vă... În documentație, dar și în autorizație, sunt trecute debitele maxime din cărțile tehnice, din cărțile tehnice ale producătorului. Sunt măsurate. Sunt trecute debitele maxime din cărțile tehnice ale producătorului. Să nu spuneți că dacă un Mercedes scrie pe aia de viteză că poate merge cu 200, noi putem cu 4. Nu se poate. Da? Deci în toată documentația sunt trecute debitele maxime din cartea tehnică pe care ne-a pus-o la dispoziție producătorul. Conform legii, oamenii spun că trebuie să se țină cont de părerile publicului, lucru care, potrivit acestora, nu s-a întâmplat. Dați-mi voie să vă spun că de atâta timp de cât participăm la aceste dezbateri publice, din 2007, iată că mâine, poimâine sunt 10 ani de zile, nu mi-aduc aminte ca să se fi ținută vreodată cont de poziția și de obiecțiunile pe care publicul, cetățeanul de rând din municipiul a avut vis-a-vis de aceste dezbateri. Am mai spus-o și sunt nevoit să o repet. Rolul APM-ului în cadrul acestor dezbateri publice este de poștaș. Noi adresăm întrebări APM-ului, APM-ul vă trimite dumneavoastră, dumneavoastră răspundeți APM-ului sau e așa un cerc vicios. Motiv pentru care vreau să vă spun că suntem total nemulțumiți vis-a-vis de această procedură. Oana Bode a spus în cadrul dezbaterii publice că de-a lungul celor 10 ani toate măsurătorile la toate punctele de emisie au arătat că valorile noxelor sunt în limitele legale și mult sub limitele legale. În ceea ce privește conformarea la PAT, așa cum am arătat și în prezentare, sunt câteva puncte. Odată emisiile de pulber de la uscătorul de la MDF. Suntem în derularea unui studiu de soluție pentru a găsi soluția cea mai bună în ceea ce privește, pentru că PAD-ul propune pe fiecare dintre aceste emisii, propune câteva soluții. Pentru MDF, de exemplu, propune mai multe soluții, încercăm să ne dăm seama care este soluția cea mai bună pentru a fi implementată, ținând cont de caracteristicile tehnice, la uscătorul de la MDF. Termenul de conformare conform legislației române și europene este noiembrie 2019. Noi ne dorim să fim cu tehnologia mult mai repede decât acest termen de conformare pe toate subiectele, atât la pulver, cât și la oxizii de azot de la uscătorul Cronopus, cât și la pulverile de la MDF. Toate acestea au fost subliniate într-o luare, să spunem, într-o adresă oficială care a fost trimisă către Agenția de Mediu, prin care ne-am asumat oficial acest lucru, că vom face acest lucru. Din păcate, anumite dintre tehnologiile care sunt enumerate în acest moment în BAT ca cele mai bune tehnologii, atât la MDF cât și la uscătorul Cronopus, trebuie să vedem dacă ele pe amplasamentul de la Sebeș vor aduce ceea ce ne dorim. Am solicitat un an de zile pentru realizarea studiilor necesare și după aceea imediat găsirea, implementarea soluțiilor respective pentru a ne conforma BAT. Oamenii prezenți au cerut Agenției pentru Protecția Mediului Alba să amplaseze stații de monitorizare a aerului. Cronospan Sebeș a început investițiile în România din 2004, iar de atunci s-a confruntat cu multe acuzații din partea cetățenilor, care spun că activitatea desfășurată la Sebeș poluează. O altă problemă ridicată de oameni este situația îngrijorătoare a cazurilor de cancer din județ. Din totalul celor 6.900 de cazuri, un număr de 2.963 au fost întâlnite la persoane din Alba Iulia, iar 1.168 la persoane care aveau domiciliul în Sebeș, conform DSP Alba.